Studenții de la instituțiile de învățământ superior acreditate care urmează cursuri cu frecvență vor beneficia de gratuitate la călătoriile cu trenul. Măsura va intra în vigoare începând de mâine pentru toate categoriile de trenuri clasa a doua. De unde sunteți voi? Noi suntem din Serbia. Cât e trenul până la Severin? Până la Severin, din aici, este încet este 8 lei și repede este 20 de lei. Faptul că o să fie gratuit de la 1 februarie e o provedere bună pentru voi? Mai scuteți niște bani? Da, e bun pentru noi. Suntem studenți și asta e treabă bună. Mergeți des cu trenul? Vă duceți în weekend acasă? Da, eu merg peste o lună acasă. Cât de des mergi cu trenul și cât plătești? Săptămânal, în jur de 20 de lei. Către ce destinație? Caracal. Și faptul că de la 1 februarie nu se mai plătești? Da, e bine, pentru că sunt mulți studenți care traversează la distanțe mult mai mari destinații. Aceștia trebuie să facă dovada cu legitimația de student sau cu adeverința emisă de unitatea respectivă că sunt înscriși și urmează cursurile la zi ale acelei instituții de învățământ superior.